În direct prin telefon se alătură chiar acum Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului din Clubul Colectiv. Bună ziua, mulțumesc pentru că ați acceptat invitația. Bună ziua. Cum priviți această eliberare a lui Cristian Popescu Piedone? A venit ea ca o surpriză? Da, dar, cum să spun, erau semne că ceva se va întâmpla atâta timp cât trebuie să folosesc acest termen, îmi pare foarte rău, chiar dacă vorbim la televizor, acești borfași care conduc țara în momentul de față și o să vă rog prin, să avem lor, grijă la limbaj. Atenție, da, prefectul Bucureștiului nu a încălcat legea și nu a organizat alegeri în sectorul 5 ca să-i păstreze locul cald acestui condamnat penal Piedone. Bun, revenim. Nu e o surpriză foarte mare din perspectiva asta, dar este o surpriză totuși că în România, o țară care se consideră un stat de drept, da? O țară care ar fi trebuit să aibă un sistem de justiție corectă, trei completuri judecătorești dau niște sentințe radical diferite, opuse. Adică dai 8 ani în primă instanță, dai 3 ani cu executare în instanța a doua și apoi dai achitare, deci opus, nu există așa ceva într-o țară normală la cap. Din punctul ăsta de vedere, vreau să vedem motivarea instanței, nu mă interesează acum ce spune Piedone cu Dumnezeu și ce să fie problema lui, mă interesează că în România nu mai avem justiție, nu mai putem avea încredere într-un astfel de sistem de justiție în care judecătorii cer drepturi nenumărate, dar tocmai sunt în grevă astăzi, nu? În afară de procesele urgente nu mai fac nimic astăzi, la niciun fel de instanță. Dar suntem într-o situație în care nu mai funcționează justiția. Nu este posibil ca trei instanțe să dea sentințe pe același caz, să se pronunțe cu sentințe atât de diferite, cu soluții atât de diferite. Este inadmisibil într-o țară normală la cap. Asta aș avea de comentat. Este o surpriză, o mare dezamăgire față de justiția din România. Da, nu discut de detaliu până nu vedem motivarea instanței, dar vă spun ce simt acum legat de ce s-a întâmplat astăzi. Pe de altă parte, domnule Grecea, știm că mai există și un al doilea dosar în cazul incendiului de la Clubul Colectiv, cel care vizează modul în care s-a intervenit și deciziile luate de autorități în zilele și lunile de după seara tragediei. Magistrații urmează să se pronunțe când acest dosar va ajunge pe masa instanței și voiam să vă întreb ce așteptări aveți în privința acestei sentințe. Păi nu am nicio așteptare atâta vreme cât de atâția ani este pe masa procurorilor acest dosar și nu se mai întâmplă nimic. Dar nimic. Singurele momente în care s-au mișcat ceva au fost momente în care părțile din dosar, părțile vătămate, au pus presiune publică, chiar și cu scandal. Vorbeați vă rog. Nu se mai întâmplă nimic, acel dosar este îngropat. Eu vreau să vă spun un lucru, așa, o chestiune personală, o percepție mea. Ați văzut vreodată în România vreun dosar în care statul român, ca sistem, prin acțiuni sau inacțiuni, a dus la moartea unui număr foarte mare de oameni? Deci un astfel de dosar, și aș numi aici dosarul Mineriadei, dosarul Revoluției, și așa mai departe, mai sunt. Un astfel de dosar să fie ajuns într-o formă sau alta la soluționare, eu cred că dosarul Colectiv va urma aceeași cale, nu va ajunge niciodată, pentru că soluția acolo ar fi aceea că, pe care o bănuiesc, ar fi aceea că statul român și-a omorât proprii cetățeni știind că face asta. Și nu o să accepte niciodată sistemul nenorocit în țara asta o astfel de situație. Deci nu aștept nimic de la dosarul ăla la modul realist. Ar trebui să ajungă în instanță? Da, ar trebui, dacă suntem o țară normală la cap, dar nu suntem. Cum vă explicați aceste sentințe radicale despre care și dumneavoastră aminteați mai devreme, în primă instanță 8 ani, ulterior 3 ani și în sfârșit achitare? Păi asta v-am spus, tocmai ce v-am spus, este anormal, este strigător la cer. Nu mai putem avea încredere în justiție în țara asta. Sănătate n-avem, educație n-avem, justiție nu mai avem. Țara asta e un cancer generalizat și recomand tuturor părinților din țara asta să-și învețe copiii să se care cât mai repede din țara asta, pentru că aici viitor nu există. E țara unei mafii, e pe mâna lor, a unui sistem profund corupt, care gestionează tot. În momentul de față, speranța e zero. Deci asta aș putea să comentez despre situația pe care mi-o sugerează această împrejurare de astăzi din justiție. Nu e posibil să ai sentințe atât de radical diferite, opuse, practic, în trei instanțe din România. Nu se poate așa ceva. Aveți de gând, aveți în plan să debutați într-un demers civic alături de o asociație? Aveți de gând să demarați chiar și un protest față de această decizie care, iată, i-a permis eliberarea lui Cristian Popescu Piedone? Ar trebui să fie un protest
nu știu, civic, politic, nu-mi dau seama. E o problemă structurală cu țara asta, dacă așa ceva este posibil. Nu cred că doar cei din dosarul de la colectiv ar avea ceva de spus pe chestiunea asta. E chestiune care privește pe toată lumea, dar se pare că pe nimeni nu mai interesează nimic din ceea ce înseamnă interes comun. Adică chestiunile de larg interes copștesc. Nu mai interesează pe nimeni. Țara asta este moartă, pur și simplu. Nu mai vrea să facă nimeni nimic. Ați reușit, de când ați aflat această sentință de achitare, ați reușit să discutați și cu ceilalți supraviețuitori? Nu, astăzi am avut o zi cumplită, abia ce am reușit să aflu câte ceva din ce s-a întâmplat în urmă cu, nu știu, o oră, că n-am avut timp. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția. A fost alături de noi Mihai Grecea, supraviețuitor al incendiului din Clubul Colectiv.